Joe Biden s-a adresat în timpul discursului susținut la Varșovia și Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, cerând audienței aplauze pentru ea. Ne dorim ca și oamenii din Moldova să trăiască în libertate. Doamna președinte Sandu, suntem mândri să stăm alături de dumneavoastră, a spus președintele Statelor Unite. Joe Biden s-a adresat în timpul discursului susținut la Varșovia și Maiei Sandu, președinta Republicii Moldova, cerând audienței aplauze pentru ea. Ne dorim ca și oamenii din Moldova să trăiască în libertate. Doamna președinte Sandu, suntem mândri că stăm alături de dumneavoastră, a spus președintele Statelor Unite. Democrațiile de peste tot din lume sunt mai puternice, nu mai slabe. Autocrațiile din lume sunt mai slabe, nu mai puternice. În momentele de neliniște, oamenii înțeleg ce este important și pentru ce este nevoie să luptă. Oamenii știu asta, voi știți asta. De fapt, voi, în Polonia, știți mai bine decât oricine ce înseamnă solidaritatea, ce înseamnă să luptați împotriva opresiunii. Ne amintim cum Varșovia a fost distrusă în al doilea război mondial și prin ce a trebuit să treacă Polonia sub regimul comunist. Iar acum oamenii din alte locuri, precum Belarus, continuă să lupte pentru democrația lor. Ne dorim ca și oamenii din Moldova să trăiască în libertate. Determinarea poporului moldovean de a trăi în libertate atunci când câștigarea independenței a dus pe calea aderării la Uniunea Europeană. Președintele Maia Sandu se află aici astăzi. Sunt mândru să fiu alături de dumneavoastră și de poporul iubitor de libertate al Moldovei. Vă rog, oferiți un rând de aplauze, a spus Joe Biden în discursul rostit la Castelul Regal din capitala poloneză. Președinta Republicii Maia Sandu se află la Varșovia, unde a asistat la discursul liderului american, relatează Digi24.ro.